Pace, frați și surori, fie ca harul, îndurarea și binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. De fiecare dată când vin la o închinare, indiferent că e vorba de un timp de rugăciune sau de o adunare de sărbătoare ca cea de astăzi, eu am două întrebări. Unul, ce caut eu aici? Și de ce? Vi le-a spus astăzi? E bine să ni le punem, tare important. Pentru că una din problemele noastre ca oameni este că trăim de multe ori fără un sens, fără un scop. Ne naștem și luăm viața așa, s-o porni roata la vale și până la moarte, mulțumesc pentru microfonie, ne tot chinuim. Noi ca și creștini, ca oameni născuți din nou, nu avem așa privilegii să trăim fără un scop în lumea asta. Desigur că lucrul ăsta a fost frământarea mea din copilărie, pentru că l-am cunoscut pe Domnul, slavă Lui pentru asta, de micuț. Și imediat ce am avut momentul ăla de întâlnire cu Domnul pe la vreo 12 ani, Domnul mi-a dat și gândul ăsta. Ce faci cu viața ta? Viață de 12 ani, treabă serioasă. Și am început să mă rog încă de pe atunci ca Domnul să mă ajute să-L slujesc. Pe vremea noastră nu prea aveam acces la literatură creștină, nu aveam de fapt nici măcar o Biblie a mea, era în casa noastră Biblia părinților noștri, care au primit-o la căsătoria lor, cam așa era obiceiul mai de mult. Și aia era singura Biblie din casă. Așa că nu prea știam multe despre misiune, mai nimic de fapt despre misiune. Ce știam despre misiune era vizitarea oamenilor în diferite situații, ca bolnavi, văduve, orfani, frații de la țară, pentru că noi trăiam în Bistrița, în oraș, și noi numeam misiune să mergem în satul de nu știu unde și să încurajăm pe frații mai amărâți din bisericile de la țară. Desigur că, înaintând în vârstă, a apărut și libertatea în România și s-au deschis școli, pe lângă cele de cult, a apărut și literatura și astfel am aflat și eu despre misiune. Și am zis, ăsta e momentul meu. Și de aici s-au pornit toate celelalte lucruri. Aș vrea să mă opresc la un moment cu care aș vrea să vă provoc pe fiecare în parte. Apostolul Pavel spune despre sine un detaliu care ar trebui să ne dea și nouă de gândit, și anume, când anume Dumnezeu l-a chemat pe el în viața de apostol, de misionar, dacă vreți. Aveți un răspuns? Când Dumnezeu l-a chemat pe Pavel la apostolie? Ce spune el despre treaba asta? Avem detaliu în Faptele Apostolilor, întâlnirea pe drumul Damascului, nu? Însă Pavel nu spune că ăsta e momentul când Dumnezeu l-a ales pentru misiune. Ci în Cartea Galatenilor spune, Dumnezeu m-a ales la lucrarea asta încă din pântecele mamei. Noi știm chiar mai mult tot de la Pavel că Dumnezeu nu ne mântuiește datorită faptelor noastre, Efeseni capitolul 2, ci datorită harului său și faptele bune în care trebuie să umblăm au fost pregătite pentru noi încă de foarte mult timp în urmă, nu? Asta mă duce pe mine cu gândul la faptul că Dumnezeu, Dumnezeul nostru cel veșnic, are un plan încă din veșnicie pentru fiecare dintre noi.
Încă înainte să ne naștem noi în lumea asta, Dumnezeu are planuri cu privire la noi. De aceea ne cheamă la mântuire, ne întreține în viața aceasta și așteaptă de la noi un singur lucru. Nu două, unul singur. Care o fi acela? Să-L slujim. Ca în cele din urmă să-mi zică într-o zi, vino rob bun și credincios și șez aici lângă mine. Și eu să zic în smerenie, Doamne, am fost doar un rob netrebnic. Am făcut ce eram dator și atât. Frații mei, știu că ați venit aici și oriunde mă duc în diaspora, înțeleg sau încerc să înțeleg lucrul ăsta pentru un trai mai bun, că altfel stăteați în România. Condițiile de viață de acolo, pretențiile, nu știu ce v-a motivat să veniți aici, nu știu și nici nu mă interesează. Îndrăznesc să vă învăț ca pe copiii mei, măcar că mulți dintre noi sunteți mai în vârstă ca pe mine, ca mine, și vă rog să mă ascultați în numele Domnului. Dacă doar banii sunt scopul vieții voastre, dacă doar luxul englezilor sunt scopul pentru care trăiți, sunteți cei mai nenorociți oameni din lumea asta. Așa spune Sfânta Scriptură. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți. În căutarea și în dorința de a trăi mai confortabil, mai bine, mai ușor, nu mă interesează, spun din nou, nu uitați un lucru. Dumnezeu vrea să Îl slujim. Emigrarea nu e o chestie nouă în lumea asta. Dumnezeu și-a construit poporul din emigranți, poporul Israel. I-a zis lui Avram, vino frate după mine, că am o altă țară pentru tine. Nu l-a lăsat în Ur. O zis, hai să începem ceva nou, de la început. Și eu cred că românii, ori pe unde s-au dus în lumea asta, au adus un fenomen binecuvântat. Și-a adus prosperitate. Românii ăia amărâți, cum ne privește pe noi Europa, țiganii, au adus prosperitate în lumea în care au ajuns, indiferent unde. Pentru că sunt harnici, sunt inteligenți, sunt familiști și au adus cu ei valorile lor. Și l-au adus cu ei, au adus cu ei și pe Dumnezeul lor. Și iată ce faceți aici, într-o biserică goală de engleși, vă adunați împreună ca să binecuvântați pe Domnul și să vă rugați chiar pentru ei. Și am văzut mai devreme pentru scoțieni. Ei nu mai pot face. Că se întâlnesc în puburi și cine știe pe unde. Nu pentru a lăuda pe Domnul, nu pentru a se ruga pentru țara lor. Și trebuie să o faceți voi. Și slavă Domnului pentru asta. Slavă Domnului pentru asta. Dar dincolo de lucrul ăsta, Dumnezeu are scopul Lui cu privire la viața voastră, a fiecare dintre voi. Haideți, frații mei, să ne gândim la lucrul ăsta și să încercăm să aflăm acel de ce, pentru ce, sunt eu astăzi aici. Mardoheu i-a zis odată Esterei și ei, săraci de ei, tot emigranți, nu? Ți-ți pare că Dumnezeu te-a pus acolo așa numai ca să-ți fie ție bine? Crezi că Dumnezeu te-a dus aici doar pentru tine? Nu cred așa ceva. Pentru că n-am un suport biblic. Dumnezeu te-a adus aici cu un scop. Care-i scopul ăla? Încearcă să-l afli. Și vezi dacă nu cumva Dumnezeu te vrea pe tine, omul din spărtură. Femeia din spărtură. Vezi dacă nu cumva Dumnezeu te vrea pe tine, familia din spărtură. Dacă vrei, biserica din spărtură. Dumnezeu are mai mult decât o viață bună pentru noi în planurile Lui. Și facă Domnul ca fiecare dintre dumneavoastră, împreună cu mine, să înțelegem asta, perfect, și să trăim pentru asta. Dumnezeu ne va da mai mult decât știm și cerem noi și în ceea ce privește traiul nostru. Nu ne spune Domnul Iisus însuși, căutați mai întâi. Faceți o prioritate mai întâi din scopurile mele, din voia mea. Căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Și celelalte lucruri, slăvit să fie Domnul, ni le dă și ni le dă din belșug. Mai mult decât muncim noi, mai mult decât merităm noi și cred că fiecare dintre voi puteți să mărturisiți ore în șir minunile și bunătatea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
pentru că El este credincios promisiunilor Lui. Problema e la mine. Problema e la mine. Mai vreau eu, mai sunt dispus eu să-mi sacrific viața asta de dragul celelalte? Mai sunt eu dispus să mor ca să trăiesc pentru El? Asta e problema mea. Noi am înțeles lucrul ăsta și noi am plecat în Ucraina într-o perioadă în care foarte mulți dintre prietenii noștri, frații noștri, au emigrat. Din nou, n-am o problemă cu asta. Fiecare răspunde pentru alegerile lui. Ne-am dus în Ucraina într-o vreme de cumplită sărăcie pentru țara asta și Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să fim de folos poporului de acolo. În Ucraina trăiesc peste 500 de, o jumătate de milion, acolo se învârte, de etnici români. Noi pe ei slujim cu prioritate. Sunt împărțiți în trei zone ale acestei întinse țări, în zona Maramureșului nostru, în zona Sucevei, la Cernăuț, și în zona Tulcea, Galați, înspre partea aceea de mare, de delta, în regiunea Odessa. Avem cam 120.000 la Slatina, în partea aceea, la Maramureș, 200 spre 300.000 la Cernăuț și cam 90.000 de români în partea aceasta la Odessa. Uitați de lume, când am mers prima dată acolo, unul din frați mi-a pus o întrebare de care mi-a fost groaznic de rușine. Spunea el: fraților, în România sunt pocăiți? În România sunt credincioși? Dați seama cât de izolați erau și în ce stare? Biserici în care nu exista nici măcar un singur bărbat în care să predice și partea de învățătură o ținea o soră care era învățătoare la școală și avea o educație în direcția asta și ea ținea lecțiile biblice în biserică, pentru că nu era, spun din nou, un bărbat ca să poată să ocupe de treaba asta. Serviciile lor se desfășurau, deci sora ținea studiu biblic la momentul de predică și au cumpărat un DVD și pușcau acolo un CD și acum să-l ascultăm pe fratele pe cine îl copiau ei pe CD. Și ascultau pe DVD predica de bază. Și trăiește biserica asta până astăzi. Și deocamdată au și învățător, au un păstor. Așa s-au luptat și au supraviețuit, să poate și așa. Asta e chemarea noastră și o facem cu bucurie. Dumnezeu ne-a binecuvântat să plantăm în timpul ăsta biserici și să creștem oameni, slujitori. Dar spun din nou, asta este ceea ce am înțeles eu și mă întreb ce înțelegi tu din toată treaba asta. Care e chemarea ta? Care e rostul tău? De ce aici? De ce acum? Ce vrea Dumnezeu de la tine? Cu ce scop te-a dus Dumnezeu în Londra? Ca să nu-ți pară că ai venit tu ca așa ai vrut-o. Nu. Ca oamenii lui Dumnezeu, ca popor al lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, nu puteți face tot ceea ce voiți. Nu poți. Chiar dacă mai vrem, ne mai încăpățânăm câteodată ca Iona și schimbăm biletele și ne pare că am reușit. Și când ne trezim din amețeala noastră, ne trezim tot pe țărmul acela pe care trebuia să fim de la început, dar că am întârziat câteva clipe. Dar tot acolo te trezești, pentru că Dumnezeu are un plan și planul lui stă în picioare și nimeni, nici măcar eu, nu mă pot opune planului lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și cu voia Lui să ne ajute să slujim acestui măreț plan al lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu un verset din Sfânta Scriptură, din Cartea Colosenilor,
Un verset care de asemenea sună destul de sensibil. În capitolul 1, Apostolul Pavel mărturisește despre el un lucru foarte interesant. Capitolul 1, versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi, era în închisoare în perioada asta, și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Și în continuare mărturisește că Domnul a făcut slujitor și așa mai departe. Observați că Apostolul Pavel adaugă suferința lui lângă suferința lui Hristos. Asta nu înseamnă că suferințele noastre poate mântui pe cineva. Nu, nu, nu are nicio legătură una cu alta. Însă, cu siguranță, lucrul ăsta se leagă foarte mult de scopul vieții omului în lumea aceasta. Oricum suferim în lumea asta. Oricum, nu sunteți scutiți de necazuri, de strâmtorări, în toate bucuriile noastre. Dar apare iarăși o întrebare. De ce suferi? Pentru ce? Sunt suferințele tale din pricina Evangheliei? Vei avea o răsplată pentru asta. Sunt suferințele tale cauzate de Evanghelie? Frământarea ta, patima ta, durerea ta este pentru Evanghelie, pentru Hristos? Vei avea o răsplată pentru asta. Suferi pentru altceva? Să fii sănătos. Pavel spune, eu am înțeles că Dumnezeu m-a chemat să slujesc Evanghelia. Din pântecele mamei m-a ales pentru asta. Hristos nu o să mai vină încă o dată să sufere în lume. Și și-a ales niște oameni, pe mine, pe dumneavoastră, și v-a zis, no, fraților, ori pe unde mergeți, ori pe unde trăiți în lumea asta, aveți un singur scop, slujiți-L pe Dumnezeul care v-a mântuit și v-a ales pentru asta, ca să străluciți în lumea asta ca niște lumini, pentru că voi sunteți acum lumina lumii. Cât am fost în lume, a fost responsabilitatea mea și Hristos a făcut-o cinstindu-L pe Tatăl. Acum voi sunteți. Adăugați-vă suferințele din lumea asta și trăiți suferind în lumea asta pentru ziua marii răsplătiri. Și când vom fi acolo, da, atunci ne vor ști strânse lacrimile, atunci ne vor fi luate poverile de pe umăr, însă până atunci, purtați jugul lui Hristos, purtați sarcina Lui, că e bună sarcina Lui și ușoară. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.